Cuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulți să-L trăiască, mulți să-L trăiască. Deținuții spun că au avut nevoie de acest lăcaș pentru a se putea ruga. Ei recunosc că după gratii doar în Dumnezeu mai pot să creadă. Eu am venit să mă rog bunul Dumnezeu să dea minte tuturor și poate se va face odată și odată dreptate și în privința familiei mele, pornind de la, să zicem, crearea unui confort sufletesc aici în penitenciar, poate următoarea etapă se va gândi guvernul și la crearea unui confort trupesc pentru cei deținuți care sunt deținuți în condiții, ați auzit și dumneavoastră, și constatări și pe plan internațional. Este binevenit faptul că s-a deschis această biserică în penitenciar. Sunt foarte bucuros că este posibilitatea să vin să mărturisesc păcatele și să-mi fac cruce la Sfintele Icoane. Am făcut Sfânta Biserică să putem ne ruga pentru noi, pentru părinții noștri, pentru copiii noștri. Noi ne străduim ca să fim tot așa cum am fost și la libertate. Nu importă. Suntem aici, suntem acolo. Comportamentul același trebuie să fie. Și ne străduim să nu luăm careva vicii care ne-ar împiedica pentru viitorul nostru ieșind la libertate. Părintele penitenciarului a declarat că și țara are nevoie de menținerea credinței după gratii. Este lucru benefic atât pentru deținuții care spășesc pedeapsă, cât și pentru angajații care la fel au nevoie de susținerea moral-spirituală. Este lucru benefic pentru țara noastră care suferă de mai multe maladii și spirituale, trupești și sufletești și are nevoie de o încurajare, de o susținere și de o îndrumare din partea bisericii. Directorul penitenciarului, Igor Jilavă, susține că fără ajutorul deținuților, capela nu ar fi existat. Am simțit o necesitate din partea deținuților la rugăciune, la reîncadrarea în societate, la bunul simț și la bunele manieri care sunt practic relatate de către credință, de către biserică. Înainte aici era, să-l numim așa, club, cum spuneau deținuți. Adică era o masă de tenis, era muzică, se distrau deținuți. Acum am identificat o încăpere puțin mai mică, unde deținuții tot continuă să se ocupe cu lucrurile necesare. Biserica din penitenciarul numărul 13 a fost creată din fonduri adunate de către donatori. Mult puțin, noi suntem la libertate, noi avem alte posibilități. Noi avem posibilitatea să plecăm și la biserică. Când dorim, aici e o leacă mai complicată, chiar cu multe mai complicată. Dar de suflet ai nevoie tot timpul să ai grijă. Adică plăcerile trupești, asta e socoteala. Dar este așa o situație când ajungi să faci totalurile, rămâi cu lucrurile care le-ai făcut. Penitenciarul numărul 13 din capitală, unde sunt deținuți arestații, dar și cei care și-au primit deja pedeapsa, nu a fost sfințit până în prezent.